Am înțeles că sunt foarte dur ca realizator. Ce întâmplare, ce întâmplare. Ne vedem luni seara. Până atunci vă spun ca de obicei, ținem aproape. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune, o emisiune în mai multe părți. În prima parte avem de-a face cu un artist în bucătărie. O să vedeți imediat despre ce e vorba. În partea a doua, cu părintele Constantin Năcula, vorbim despre noul an bisericesc, despre faptul că uneori ni se mai întorc voievozii acasă, din când în când. Vom vorbi despre foarte multe lucruri frumoase. În ultima parte, lucruri mai puțin plăcute, vorbim despre ce se întâmplă pe scena politică, ce se întâmplă cu guvernul României, cu coaliția, în ce măsură va exista o moțiune de cenzură și dacă această moțiune de cenzură va fi a AUR, va fi a PSD, va fi a celor două partide, o moțiune susținută inclusiv de USR, plus că de-aia vor să dea jos pe Câțu. Dar despre asta în ultima parte, până atunci să ne concentrăm, vorba vine, că suntem întotdeauna concentrați la invitații din primele două părți de la Marius Tucă Show, la Alev News, la mulți ani, am făcut ieri un an. Alexandru Petrician, în prima parte. Bun, Alex, bine ai venit. Salut, Marius, mulțumesc mult de invitație. Ce faci? Cum a fost în pandemie cu bucătăria? N-a fost ușor, nu? N-a fost ușor, cred că știi și eu știu da, foarte bine, da. Dar aș vrea să se audă și de la tine, că așa pare că eu mă plâng ca proprietar care are mai multe locante. Tu ai business-ul tău, ai restaurantul tău, vom vorbi despre asta. A fost greu. Alex, te știu de ceva timp, am văzut ce faci. De mă bucur vreme, că există artiști ca tine, pentru că bucătăria românească poate fi reinterpretată, redescoperită, cum să spun, imaginată în fel și chip. Cum, ce ai făcut până acum ca să te cunoască oamenii, cu toate că ai mai apărut în interviu și în asta. Ce ai făcut până acum? Păi, mă complexez cu figura asta de tânăr artist, cu coadă, cu barbă, cu așa foarte cool, dar mă rog, mă văd eu, mă adun de pe jos și îmi revin în partea a treia. Te rog. Păi, am început, eu de meserie sunt economist. Am început treaba asta pur și simplu că m-am redescoperit. Eram într-o perioadă în care mă simțeam plictisit de ceea ce fac și am zis să încerc altceva. S-a nimerit treaba cu bucătăria. Mi-am dat seama... S-a cam potrivit, da. Că nu prea e nimic nimerit așa la întâmplare, ca să zic. S-a întâmplat în 2012, am lucrat în niște restaurante de prin București și de prin țară și mi-am spus, băi, nu ăsta trebuie să fie nivelul maxim la care pot ajunge. Am fost mereu competitiv și mi-am dorit să fac ceea ce fac la cel mai înalt nivel. Am început să merg prin străinătate, am căutat locurile cele mai deosebite, aș putea spune, din perspectiva filozofiei, din perspectiva abordării ingredientelor, din perspectiva lucrului gândit în farfurie. O să vadă lumea, cei care ne privesc, o să vadă pe ecran farfurii, mă rog, feluri de mâncare gândite de tine și o să și vorbim despre asta. Că știi, vorbim, descriem, dar cel mai bine să spui, să vorbești despre felurile de mâncare pe care le faci, ce conțin, ce te inspiră și așa mai departe. Te rog, eu am mâncat de multe ori la tine, nu o singură dată și chiar dacă nu toate preparatele au fost wow, nu au fost excepționale, toate au fost cel puțin interesante și foarte bune. Ceea ce e un lucru extraordinar, mai ales că le conțineau și tu mergi pe ideea de ingrediente românești, idei românești, rețete românești, chiar dacă le reinterpretezi și le dezvolți și așa mai departe. Așadar, ai fost în străinătate, te-ai uitat, ai căutat locuri cu totul speciale. Și ai căutat filozofia mâncărurilor care se făceau, a bucătăriei pe unde ai fost. Am căutat, de fapt, să văd cu ce aș putea lucra în România. Pentru că adică știm foarte bine că nu iubim neapărat identitatea culinară românească.
se uită treptat chestia asta, sau începea să se uite. Acum cred că din 2017 trăim un curent dintre ăsta în care simțim un pic de patriotism culinar. Ce vorbești, dragul meu? Cu toții sunt patrioți culinari. Dar ei cred că a fi patrioți e suficient ca să fii patriot să mănânci sarmale și ciorbă de burtă. Da. Ori lucrurile sunt mult mai sofisticate. Da, pentru că apoi stai să te gândești, avem toate datele, da? Avem ingrediente de foarte bună calitate, avem bucătari foarte pricepuți. Avem? Da, sunt câțiva, da, avem. Începem să avem. Ei, nu poți să vorbești de rău colegii tăi, dar eu cred că e mult până avea bucătarii foarte buni și mulți, pentru că sunt puțini, după părerea mea. Da, sunt puțini. N-avem mulți. N-avem mulți. Chiar dacă avem buni, avem puțini, eu Exact, da. Dar avem un început. Avem de unde începe. Și asta am tot căutat. Hai să vedem care sunt datele problemei pentru a putea pune cumva într-un fel România asta, cu bogățiile ei culinare, într-o lume gastronomică, să-i spunem, da? În momentul în care simțim că România are potențial turistic, turismul fără parte gastronomică, eu cred că nu e performant. E adevărat. Adică nu poți să faci în laborator. Adică poți să faci asta, poți să scoți cărți, dar atâta timp când nu-ți trec turiștii, oamenii, până la urmă, nu-ți trec pragul casei al restaurantului, cumva am muncit în gol, nu? Că asta e dintotdeauna. Da, mie mi se pare că acolo e cel mai ușor să intri într-un dialog și să-l emoționezi pe turist. În momentul în care gustă puțin din ce însemn tu ca națiune, deja îi poți să-i schimbi mult mai ușor percepția, nu foarte... Dom'le, așa mi-am deformat percepția în Italia, în Grecia, în Franța, adică mergând și oamenii aia practic mi-au dat peste cap tot universul meu culinar. Imaginează-ți, în Oltenia erau câteva feluri de mâncare, chiar dacă erau excepționale, erau pe anotimpuri, pe posturi, pe sărbători. Și de aia eu zic că e un univers care l-a început în România și poate fi dezvoltat. Mai departe, ai lucrat după aceea, ai fost la un restaurant unde ai făcut meniul cap-coadă, din câte știu? Da. Ideea cu noua bucătărie românească a pornit treptat. La început a fost un preparat dintr-un meniu, pur și simplu ca o încercare, să-i spun un test. Și ca o provocare. Provocare, până la urmă. Da. Lumea a fost foarte reticentă la început, pentru că, pe lângă faptul că suntem cumva patrioți, așa, suntem și conservatori. Dom'le, ciorba de burtă trebuie să fie ciorba de burtă cum o știm de 50 de ani. Nu există nicio îmbunătățire. Ei bine, eu am luat lucrurile foarte simple și am încercat să lucrez cu consumatorul de restaurant. Și apoi am început cumva să mă duc în inovație. Aici e și un avantaj și un mare dezavantaj. Ce spuneai tu, băi, ciorba de burtă e ciorba de burtă aia. Da. Adică mai bine schimbai alte preparate. Dar apropo de ciorba de burtă, am mâncat la un restaurant lângă Domu din Italia, unde e muzeul Novecento. Deci mi s-a părut că, uite, și acum mă gândesc să fac pielea de găină, de mâncare italienească reinterpretată asiatic. Alex, adică era prăpăd, era coada acolo. Mi-au trebuit 2-3 zile să merg la o masă. Și erau preparatele clasice italienești schimbate și așa mai departe. Bun. Deci ai început la tripa, nu? Sau... Da, nu mai știu exact cum mi-aduce, chiar o să mi-aduc aminte și spun. Dar era, n-avea, adică bucătăria italiană altfel total. Și în Grecia, chiar într-o insulă, în Spetis, s-a trăit asta, o să-ți povestesc. Bun, deci a fost un preparat, ai început cu asta. O pagină într-un meniu, la următorul... Erai la Maze atunci când ai făcut asta. Da, da. O pagină acolo te-am și cunoscut. Da. Și totul s-a terminat cu un concept de restaurant. Noua bucătărie românească este acum un restaurant și înglobează practic toată filozofia pe care am încercat să mi-o descoper în anii ăștia de bucătărie. Ai citit mult despre asta, ai descoperit rețete vechi, ai M-am folosit documentat. Imaginația, da, te-ai documentat mult. Am încercat din toate experiențele pe care le-am avut și am lucrat în aproximativ 10 țări și 10 restaurante de top și am luat de acolo fiecare lucru interesant pe care, nu știu... L-ai luat, l-ai învățat, l-ai făcut?
Nu, cumva am încercat să le pun în schița mea, în formula mea. Am înțeles. Să gen dragostea pentru ingredient. Să le adaptez la filozofia ta. Exact. Care înseamnă noua bucătărie românească, nu e spune reinterpretată, știi? Nu cred este. Că nu e reinterpretată, e noua bucătărie românească. Da. Restaurantul tău se cheamă chiar Noua și mă bucur că se cheamă așa. Apropo de Maize, că prima mea experiență am fost acolo și am fost cu niște prieteni, mi-aduc aminte exact seara aia, tot ce am mâncat a fost foarte interesant și foarte nou și Dumnezeule, România poate să aibă bucătării de felul ăsta. Și era la începuturi, până atunci nu se auzise. Da, da, da. Tu cred că ai fost unul dintre pionieri, ceea ce mă bucură foarte tare. Și am revenit cu Daria, pentru că venea la Londra și era unul dintre locurile preferate, și am văzut foarte mulți străini. Vezi, străinii care nu sunt conservatori, sau cel puțin cei care călătorești erau foarte deschiși să vină să mănânce acolo. Absolut. Și aveai mulți clienți străini acolo, nu? Da, dar uite... Ce s-a întâmplat între timp cu pandemia, a trebuit să construim clientela română. Română, da, da. Că străinii nu prea că mai erau, mai, erau, da, mai avut. Nu erau turiști. Și eu cred că organic și sănătos este să construiești cu localnicul. După care turistul străin nu devine decât valoare adăugată. Într-adevăr, în momentul gândire în care... foarte sănătoasă și foarte pragmatică din punct de vedere financiar. Absolut. Da. Adică e clar și știm foarte bine că e mult mai ușor să dialoghezi cu un turist străin care vrea să... E ca un burete și atrage și absolut... Și absorbe și îi spui despre România și așa mai departe. Și e mult mai greu cu un localnic. Uite, eu îți recomand, e o colecție pe care am scos-o. Din întâmplare, emisiunea a fost la ProTV, că tot suntem împreună aici, eu și Adrian Sârbu. Și după aceea eu la jurnalul am scos toate, sau aproape toate rețetele pe regiune ale lui Radu Anton Roman. Cred că e o sursă de inspirație. O să-ți trimit cărțile, nu ți le-am trimis până acum, sunt într-un format excepțional. Și sunt pe regiuni, Oltenia, Dobrogea și așa mai departe, și pe sărbători. Adică sunt și preparate de sărbători. Te rog pe colegii mei să luăm o colecție, să vorbim cu prietenii noștri la Paideea și pe ei le-am scos și ți le trimit. Alex, hai să vedem câteva imagini, că le-am dat și lumea se uită, știi cum se uită. Sceptic, așa fix. Da, se uită, bă, ce e cu ăsta, ce sunt ele. Da. Hai să le dăm, mai și ecranul acolo, hai să dăm pe ecran, pe jumătate din ecran, dar nu le mai dați atât de repede, că nu putem să înțeleg. Adică, lăsați-le un pic când dăm, ca Alex, vreau în continuarea discuției noastre, da, e montat așa. Zi-mi așa două, trei feluri pe care le dăm la apărut la început, ce înseamnă. Le ai acolo. Ce înseamnă? Uite, nu sunt montate, se pot opri. Ce avem aici? Aici era o plăcintă cu brânză descompusă. Uh-huh. Și cu un pesto de leurdă. Mie îmi place foarte mult leurda în perioada aceea. Și mie îmi plac pastele cu leurdă, mi se pare cele mai bune din lume. Paste simple cu leurdă. Absolut. Da, eu aș încerca toate astea. Bine, dar știi care e chestia? Dați asta cu mai multe farfurii. Că știm că face multe farfurii și când se apucă face. Ce avem aici? Aici cred că era un tartar de somon. Un tartar de somon. Da. Dați mai departe. Și mă uitam, eu sunt curios să descoper toate preparatele astea cu ingrediente românești. Uite că vorbeai acum de leurdă. Românii cred că nu mănâncă niciodată leurdă, dacă mă întreb pe mine. Nu mâncau, dar mi se pare că odată cu, mai departe, cu că timpul... Nu știu, trăim, mi se pare că oborul așa s-a dezvoltat foarte mult în ultima vreme și uite, asta e un dish foarte interesant. Da, zi. Pornește de la ideea de storceac din Delta Dunării, numai că noi am locuit, pentru că era prohibiție în perioada aia și am folosit un păstrăv. În loc de sturion, da, păstrăv. Bună idee. Și avem un sos, efectiv este sosul de storceac, da, dar redus foarte... Cu usturoi, cu smântână, cu zer fermentat de la cașcaval, că asta e foarte important. În zona aia se crește cu zerul fermentat și lângă este o canelă
frumoasă de mămăliguță, așa cum se servește. E, absolut, da. E, zici că e un arici de mămăligă. Da. Da, țin mult și la, absolut, la cum, da, arată, da, toată, da, felul, da, ăsta. Asta, nu? Asta e o altă variantă. Te rog. Pe care sigur ai mâncat-o, da, la maize atunci. Da. Era peștele pe cărbune. A, era, da, da, un pește negru. Și un cărbune și puteai, da, puteai să mănânci din greșeală cărbunele. Cărbunele și luai și îl puneai în farfurie, dar cumva, a, uite, da, aceeași... Da, da. Uite că se vede într-o parte. Da, 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 cărbunele, da, da, da. Asta era că să știi că s-a întâmplat să iei cărbune sau s-a întâmplat, dar nu, dar ce? S-a pus în farfurie și. Da. Da. Scrie cineva, când ajung la Timișoara, te invit la o ciorbă de burtă. Aici e un pic mai mult decât ciorba de burtă. 0747800800. Apropo de orice întrebare pe care aveți să o adresați lui Alex, răspunde la ea. Faptul bun, extraordinar, este că Alex are restaurant în București. Da. Da? Și vă spun eu că am fost și era chiar la începutul pandemiei, lumea speriată și cu toate astea m-am dus. Nu vă gândiți că sunt prețurile, adică trebuie să mergeți cu mașina de făcut bani după voi, sunt prețuri ok pentru ceea ce înseamnă bucătărie. Mai dați feluri de mâncare să ne inspire. Ce sunt mizerile astea? Astea îi numim noi ciulini de bărăgan și vin de la inspirația ciulinelui de bărăgan. E de fapt un crocant din cartof fermentat. Ne comportăm cu cartoful fix cum ne-am comportat cu varza murată. Îl fermentăm exact cum se face cu varza murată, cu sare și obținem o aromă foarte interesantă a cartofului, pe care o transformăm în chips. Prin fermentarea asta, da, după, da, care, da, faci un chips. Da, facem un chips. Practic, din cartof, după ce se fermentează, îl facem piure și reușim să facem forma și asta. Și îmi place ideea de ciulinii bărăganului, mi se pare extraordinară. Și de obicei umplem cu o smântână afumată, care mie îmi place foarte mult. Folosim smântână de ibănești, cred că știi, din Mureș. Este una dintre cele mai bune smântâni fermentate din România. Și ca textură are aproape 40% grăsime. E ceva... Da, 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 e strong. Adică da, da, ține inclusiv pastele în picioare, ca să zic, că le ține drepte dacă faci paste cu... cum sunt astea. Fie mea, la un moment dat, în Italia, mânca un singur fel de mâncare. Ca să vezi ce tragedie. Paste cu smântână. Deci, pana con... Nu știu cum se chema aia în italiană, mă rog. Aici, altă... Aici e, na, pus în valoare doar brânza, pentru că am început să avem și... Odată cu dezvoltarea bucătăriei, am început să simțim că putem să facem și brânzeturi de mai bună calitate în România, în special cele maturate, că de asta am dus lipsă. Tele mea, suntem campioni, dar avem nevoie și de ceva brânzeturi maturate și asta e pur și simplu omletă de dimineață cu niște brânză românească. Aici? Tot așa, ceva de dimineață. Nu știu. Alex, hai să vorbim un pic despre ingrediente. Da. Vorbeai despre asta, smântâna de ibănești afumată. Cum ai găsit producătorii ăștia locali care fac produse cu totul speciale? Și înainte de toate, zi-mi o adresă de site unde se poate fi văzut restaurantul tău, ce meniu și așa mai departe. Care este adresa? Păi pe noua-restaurant.ro. Noua-restaurant.ro, acolo pe site-ul, da, acesta, da, găsești toate... meniul de sezon. Hai că vorbim după aceea, da, despre, da, meniuri, da, cum le schimbi, da, și așa mai departe. Perfect. Ce program aveți la restaurant? De joi până duminică. De joi până duminică. Da. Ce e nu dă înapoi mizeria, da, aia, da, aia, da, dinainte, că îmi plăcea. A. Și asta, dar dă-o pe aia dinainte. Ce asta aici? Asta era, era mix de pui și a fost foarte ciudat când am introdus, pentru că noi lucrăm nose to tail, cum ar veni. Nu ne place să irosim absolut nimic. Mm-hmm. Și la pui aveam un pui resturile întreg. De cu o zi, da, înainte, da, le dați? Nu, no, dar avem inimioara, pipota, ficatul. E un tablou de, aici cu organele de pui. Acum organele de pui. Dă aia jos, dă aia cu noua bucătărie românească. Să vedem acolo cum arată. Da. Așa, și era sosul pe mijloc, tot așa ceva afumat, cu niște mixuri de varză trasă la grătar. Era varza kale, care acum a căpătat o... Măi, dai seama, eu numai cu de-asta am mâncat. Aveam 49 de antioxidanți. În fundul curții, da, 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 aveam varza kale, asta era prăpăt. Da, varza kale mă era... Mă trimitea mama, du-te, Mariu, și mai adu
O varză de kale din fundul curții. Știi că varza lui kale pe vremea lui Ceaușescu este de fapt varza furajeră și se dădea numai la animale. La animale. Da, adică, nu știam. Păi aia mă trimitea să iau pentru animale. Da, da, exact. Da. Și acum este cea mai la modă. Și aici? Asta este... e un mix, e varză cu carne, așa se numea dish-ul ăsta, pentru că e o bucată de ceafă de porc gătită slow cooked, învelită în varză și lângă e un steak de nu varză. Nu mai sătură Dumnezeu cu ceafă de porc. Da, și un sos de zeamă de varză lângă cel verde. Măi, îmi plac asta la nebunie, deci îmi lasă gura apă. Deci toate mixturile astea incredibile cu... Bun, zim de ingrediente, de unde le iei, cum ai descoperit producătorii, cum i-ai căutat, zim 10 ingrediente cu care lucrezi tu, nu numai de la producători, pe care le iei de la piață, care sunt ale tale. Bun. În primul rând, Maize a început ca un restaurant farm to table și inițial a fost o provocare destul de grea, pentru că am pornit cu ideea de a lua ingrediente din străinătate. Și am zis, băi, ne complicăm, hai să mergem cu ingrediente românești. De la fermele românești. De la fermele românești. Am început cu 100 de mici producători pe care i-am căutat și am ajuns să lucrăm în final cu 10. Pentru că, na, sunt tot felul de lucruri care se întâmplă pe parcurs, de la calitate, la distribuție. Mai ales Constanța distribuție, asta te omoară, da. Adevărat. Stai un pic, stai că deja m-ai enervat. Da. Dă-napoi la hamsile alea ceva, că-l omor pe ăsta. Zi acum. Nu, asta cred că e o masă tradițională din Grecia, pentru că noi bucătarii... Mai face și de asta. Bun, da, zi mai departe cu producătorii și cu ingredientele. Așa, și după un an de zile în care am sudat niște relații cu anumiți producători, au început ceilalți producători să ne caute pe noi. În momentul ăsta nu-i mai căutăm noi, adică e mult mai ușor să lucrezi în direcția asta. Chiar aș putea adică ce ai făcut un renume, că faci asta și atunci oamenii te caută ei. Exact. Asta ce? Stai un pic, că ăsta mă enervează tot timpul, de când am venit. Dă înapoi la ălea. Asta este... Am făcut niște... Edamame? Nu, e mazăre. Mazăre. Dar lângă mazăre sunt niște găluște din frunze de leurdă umplute cu pastramă. Pastramă de oaie. E clar că nici tu nu te mai... Da, eu nu te mai faci bine, e ok. Sună extraordinar acum între noi. Și astea sunt și flori de mazăre. Ne place să... Alea sunt flori de mazăre? Flori de mazăre. Ce să nu chemăm pe ăsta, că ne strică seara. Flori de mazăre. Ne place să închidem cercul. Adică dacă folosim da. Un ingredient, ne place să-l ducem până la capăt. Și na, de la mazăre... Zim top 10 ingrediente pe care le folosești. Leurda? Leurda, da. Smântâna de ibănești. Sunt multe. Varza kale. Da. Roșiile, dar doar în iulie folosim. Când sunt roșiile, românești adevărat, cu gustul perfect. Absolut. Ardeiul, iarăși îmi place foarte mult. Ăsta este un gulaș, era un gulaș. De la gulașul ăla. Știi că am un asociat ungur, te omoară la. De la gulașul ăla. Bine. Să înțelegem că face la alte dimensiuni și dați gulașul ăla, vă rog, dacă e posibil. Era o gogoașă și înăuntru avea carne de gulaș și... O gogoașă? Da, o gogoașă. Asta e o gogoașă. Cum e la Gordon Bleu, același înveliș, da? Da. Și înăuntru este carnea de la gulaș și sosul este pe lângă. Deasupra vine, am pus o feliuță de... carne maturată de vită, cumva să completeze. Știi, eu am mai povestit odată, dar există riscul ăsta, dar nu e nicio problemă. Că eu recomand ceea ce faci tu, pentru că ești un artist și te descoperi și ai dezvoltat tot ce ai făcut în ultimii ani și am văzut evoluția ta. Am fost cu Mircea Dinescu la un restaurant la Danchișu, la început, nu știu, era cu 15 ani, dacă nu, cu 20. Și am mâncat, ne-a adus Chișu, Dan, tot felul de chestii, nu știu ce. Cred că am mai povestit, dar e genială. Și asta se poate întâmpla și ție. Și după ce am mâncat toată alea, Mircea Dinescu zice, auzi mă, Dane, dar ceva concret de mâncare n-ai? Nu pot să uit asta niciodată. Ceva concret de mâncare n-ai? Mi s-a părut genial. Da, te rog. Avem și concret. Nu, că există un meniu și trebuie să spui asta. E un meniu de ăsta de degustare. Câte feluri are?
Sau cum îi împărți meniul la tine? Inițial am început și a la carte. Între timp, mai ales după pandemie, am experimentat mai mult și în momentul ăsta de 3 luni lucrăm doar cu meniul de degustare. Cei drept am avut un meniu de degustare destinat terasei, pentru că a fost sezonul estival și am avut un meniu mai scurt de 10 preparate. Începem cu 3 amuse bouche-uri, care sunt finger food, le băși direct în gură, 2 bite-uri. Și apoi, în profunzime, luăm o sălățică, iarăși un bite mai complex, un dish cu pește, unul cu carne. Cum sunt 6-7 feluri, adică în afară de... Sunt. Așa, ceea ce pot să spun că am reușit este să scoatem un preț extraordinar de bun, raport calitate-preț de 140 de lei pentru 10 dish-uri. Cred că nu există în toată Europa de Est. Vin, când e de joi, deci de azi e deschis, da? Da. Te duci la muncă de aici? Da, mă duc la muncă, mă așteaptă clienții, cum ar veni. Da. 140 de lei, da. 10 feluri? Da, 10 feluri de mâncare. E o experiență incredibilă. Da. Îți dai seama pentru străini care vin și dau... Câți euro? Nici 30 de euro. Nici 30 de euro să mănânce o meniu de ăsta. Da. E incredibil. Da. Ideea e că a fost destul de riscant să trecem de la la carte la meniul de degustare și trebuia să fie raportul ăsta de calitate-preț care să invite. Pentru că mulți oameni, sincer, sunt reticenți. Dom'le, păi ce-mi dai tu de mâncare, ce vrei tu? Pentru că e set meniu. Adică ăsta este meniul de degustare, ăsta îl servim tuturor. Într-adevăr, îi întrebăm pe toți oamenii care vin în restaurant, care sunt restricțiile alimentare. A, bun, e adevărat, asta da. Nu, dar asta mi se pare cea mai bună variantă, să încerci cât mai multe feluri. Alex Petrician, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. Vreau să îmi spui în minutele, și mai avem, care au rămas, încotro ne îndreptăm, ce vrei să faci, când crezi că România va fi va intra în celebru catalog cu stele, dar asta după o scurtă pauză. Alex Petrician, pentru că el e viitorul în ceea ce privește bucătăria românească. Dacă vrem să fim și altceva, dacă vrem să ne descoperim identitatea, dar pusă sub o lupă a prezentului și mai ales a viitorului. Știi că viitorul sună bine. Sună bine viitorul, da, sună foarte bine. Sună foarte bine. Eu simt, nu știu, așa, o energie frumoasă pe care europenii în special ne-o acordă din perspectiva asta a gastronomiei. Mi se pare că e așa un nerv care circulă. Extraordinar. Mai ales în București, că na, asta e orașul principal. Cred că o să fie și orașul, așa cum e Clujul, da. Cum e Timișoara, cred Brașovul. Timișoara poate cu o să ce fie. Urmează, da, să fie un oraș interesant pentru gastronomie. Dar simt că, na, nu știu. Simt că ai ceva cu moldovenii la Iași, nu prea... Nu te gândești că... Cred că nu se desfășoară atât de repede. E adevărat. Dar auzi, dar de ciuperci? Că totuși funghii porcini alea sunt de la noi. Da, da. Da, folosești? E un ingredient? Folosesc, numai că nu știu cum se întâmplă. În România sunt mult mai perisabile decât cele care ajung la Italia. Păi știi de ce? Pentru că probabil că sunt alte fel ținute, conservate și așa mai departe. Pe ce nu ai trezit după o zi cu ele pline de vierbi? Absolut. Adică, da, dar nu știu, adică le-ai adus în restaurant și a doua zi? Da, efectiv. Sunt, da. Probabil că sunt condiții și aia știu să le facă ceva. Da, de congelare, de nu știu, de păstrare până la urmă. Bun, deci simți acest nerv care străbate de la Europa, de la un capăt la altul, atunci când e vorba despre bucătăria nouă românească. Despre asta e vorba. Simt că... Turistul s-a cam plictisit de centrele astea gastronomice ale Europei și caută ceva exotic. Și România poate fi exotic. Poate fi exotică, da. Nou și exotic. Da, exact. Pentru că să-i dai păstârnac, să-i dai zi. Asta, desertul cu păstârnac. Desertul cu păstârnac, asta, pastele cu zi, că am uitat. Cu leurdă. Cu leurdă, da. Adică Dumnezeul, adică ce e asta? Da. E cu totul extraordinar. Alex, spune-mi, deci am o întâlnire, am un date, da? Sau, mă rog, cei care se uită la noi au un date și vor să cucerească, să uimească persoana pe care au invitat-o acolo și așa mai departe. Ce ai propune tu în 4-5 feluri?
care te reprezintă și care reprezintă noua bucătărie românească și reprezintă restaurantul pe care l-ai. A, deci să le povestesc acum, repet. Da, să le spui așa câteva feluri și ce păi haideți să vă spun din meniul pe care l-avem acum. Da, te rog, cel mai avem bine. Avem un balmoș dreptunghiular. Este efectiv un dreptunghi de mămăligă. Asta face mișto de noi, incredibil. Balmoș dreptunghiular. Mămăligă fiertă în zer. Umplută cu o spumă de cașcaval afumat, deasupra o bucățică de slăninuță afumată de la Gilău. Acolo îmi place. De slăninuță de la Gilău. Da. Voi ați înțeles? Deci, iubita mea, în această seară te invit, e o cină romantică, vom avea un balmoș cu slănină la Gilău. Te și rog. Trufe albe de negre de vară deasupra și hotărăște-te albe sau negre. Negre. Și negre. Trufe negre de gata, păi e ca și cucerit, da, adică. Da, păi ăsta e primul. Uite, aici este o interpretare a pizzei italiane, dar e făcută din pepene, da, e o felie de pepene care duce la pizza. Și e lubeniță, infuz... spun la noi la țară, da, lubeniță, da, și mie îmi place să zic lubeniță. Și e cum mâncam eu când eram mic, lubenița cu pâine și cu brânză. Și cu brânză, da. Brânză sărată, da. Brânză, da, corect. Și lubenița e infuzată cu un zer cu pâine, adică ca să aibă și mai mult gust de un pâine. Un zer cu pâine, da? E clar, ți-am zis. Niște că... crutoane cu știți că râd oamenii ăștia din studio aici, operatori. Și era să telemeaua deasupra. Și niște flori de mărară, așa, ca să mai schimb. Flori de mărară, da. Adică noi nu știm. Bun, al doilea fel după zi. Avem vocea grădinii. Balmoșul ăla cu, așa. Vocea grădinii este un dish pe care îl ținem de obicei la sfârșitul primăverii și toată vara, în care punem absolut toate ingredientele frumoase pe care le avem la dispoziție în sezonul. Vocea grădinii. Da. Parcă se cheamă altfel. Asta cu vocea, nu știu cum, mă rog. Așa. Nu, vocea grădinii acum. Și așa. Acum avem fructe de pădure, castravete infuzat cu ulei de smochin, de frunze de smochin. Gianina, dă-ți două palme și stai jos. Așa, brânză de burduf de la râul Sadului, e un sătuc în mărginimea Sibiului. Ăștia vă caută ei sau îi căută? Cum e găsit pe eu i-am căutat și m-am dus personal să iau brânza asta de burduf. Nu știu dacă ai văzut vreodată, e o brânză de burduf de 40 de kilograme. Am văzut, aia mare, da. Da. Sunt, brânza de burduf e una dintre preparatele mele, dar nu prea se mai găsește și așa mai departe. Nu prea se mai găsește. Așa. După aia avem Visăm la stele, un dish pe care l-am gândit. Că e și un poet pe acolo, că prea, adică... Pentru că la un moment dat, cum spuneai și tu, pe viitor, cred că ne dorim asta. Absolut. Să fim un pic băgați în seamă de ghidul Michelin. Nu se poate altfel. Trebuie să ajungă și aici. Ar trebui, da. Și este și Visăm la stele ce are? E un crocant de... clătită, făcut dintr-un aluat de clătită și în interior avem un pate de limbă de vită, carpaciu de limbă de vită făcut la grătar, un iaurt infuzat cu hrean, pentru că așa ne place nouă, limba cu hrean, niște ceapă murată și pătrunjel iute. Și făcut sandwich așa și pur și simplu mănânci ca un burger steaua asta. Super! Da. Au leșinat aia în regie, mai e vreo unul viu pe acolo? Să-i văd că se tăvălesc pe jos în chinuri. Așa, mai avem un main course-ul, este pe bază de pește, păstrăv, în perioada asta de pe Valea Doftanei, pe care îl gătim foarte puțin într-un glase de reducția de la ardei și vinete. Știi că atunci când coci ardei și vinete îți rămâne o zeamă. Da, aia redusă se face ca un gem, așa aș putea spune, o peltea. Da, o peltea pe care o dai pe ca pește, o gelatină, exact, da, ca... așa, și lasă toată aroma aia savuroasă. Oribil. Îl servim cu un mujdei cald și cu iarba porcului, știi, grașiță. Știi că românii nu mai știu să facă mujdeiul clasic. Da. Pe cuvântul meu, doamna. Absolut, sunt de acord. În primul rând folosesc mujdei, ăsta, usturoiul chinezesc. Care ferească Dumnezeu, adică e ca o travă. Da. Pe bune, poți să intri în cola, nu, eu nu glumesc. Se face verde. Doi, mama făcea ostropelul simplu, zdrobea câțiva o căpățână, două de aia și punea niște apă caldă cu sare, eventual mai punea ceva. Acum se reinventează o mie, adică. Care ar fi asta de ostropel cu usturoi? Tu cum o faci? Probabil că o faci mai sofisticat. Da. Ce mai pui?
Mujdeiul cald pe care îl facem Da. noi, în primul rând, de la bază nu are apă, are un stoc de midi, ca să-l facem un Hai, pic bine, mai... bine, bine, prost că te-am Așa. invitat, da. Și băgăm și puțin anșoa, ca să-l ducem în direcția aia mai peștoasă, mai... Păi după ce ai midile, mai bagi și anșoa. Da, exact. Bine, iată, eu nu trebuia să te invit, așa zic. Asta e mujdei de anșoa, Alex, ce naibii. Mujdei de anșoa și de midi. Am gândit așa pentru că păstrăvul e un pește destul de sec, nu are foarte multă aromă. Dar este aromă. Și fin, e adevărat, fin, nu da. Este un gust da. Puternic. Da. Și nouă ne place peștele de apă dulce, dar parcă sperăm tot timpul la mai mult pește de mare și atunci i-am dat și o salinitate știi marină. Că și în borciurile astea pe care le-am mâncat în Delta și pe malul mării, în afară de peștele de bază pe care îl puneau, putea să fie păstră, sturion, sturion da, când da. Erau, sau acum e sturion de crescătorie, dar putea să fie și crab, întotdeauna se puneau câteva anșoa, câteva hamsii da, și dădeau da, un gust excepțional. Adică schimbă gustul ăla, e un gust uite, și mai puternic. Uite, de asta, referitor la hamsie, ai mâncat vreodată ciorbă de hamsie? E, cum să? Da? Bineînțeles, am mâncat. Am mâncat hamsie sub toate formele. Da? Hamsia este regele mării. Negre și al mărilor în general. Eu zic că hamsia este chiar regina, mă rog, nu regele, regina. Am și scris despre hamsie, da? Să știi, da. Hamsie, că poți să treci pe insulă pustie cu hamsie și cu poezie. Suficient. Bun, deci zi mai departe felul ăla de mâncare. Hai. Așa și desertul am ajuns la desert. Așa, zi-mi un desert. Și desertul este desertul care ne-a făcut celebri, pentru că avem o combinație de turtă dulce cu sirop de trandafir și cremă... Cu sirop de tuse. Și bag un sirop de tuse, te rog. Uite, leuștean. Bun, că leuștean, incredibil. Da. Seamănă cu siropul de tuse. Da, la gust un pic, da. Îmi place leușteanul în ciorbe și mai ales în asta cu pește. Mi se pare genial într-un borș de crap, într-o ciorbă de crap. Noi nu mai știm să facem nici asta. Să știi că am încercat în multe feluri. Ciorba este o ciorbă, pur și simplu, sau un borș. Și tu știi mai bine diferența. Da. Nu mai știm să le facem nici pe astea două. Absolut. Da. Ce alt desert mai recomanzi? Vezi că era o întâlnire de dragoste. Băiatul vrea să cucerească pe o fată. Am mai avut acum. Tot schimbăm deserturile, că e cel mai ușor de lucrat. Am avut o înghețată din foi de dafin cu căpșuni acum câteva săptămâni, că mai erau căpșuni. Da. Au reapărut. Ce am mai avut? Am mai avut un desert cu vișine, tot infuzate în sirop de trandafir cu iaurt, mai fresh. Cât durează să faci felurile astea de mâncare? Noi schimbăm sau că lucrează pregătirea ingredientelor? Că după aia le montez mai ușor, le gătești. Noi spunem o chestie, după care ne ghidăm, că natura ne face meniul. Adică pur și simplu sunt ingrediente pe care nu mai putem să le găsim. Efectiv, le iei atunci când le iei proaspăt, le iei din... E sezonul lor, sunt în cea mai bună stare a lor, le folosim asta două îmi place săptămâni, foarte trei tare. Am mai văzut în Italia asta. Că oamenii aveau meniul făcut pe sezon. Adică care erau atunci ingredientele cele mai proaspete? Mă rog, conform fiecarei regiuni din Italia și era și meniul. Îmi place asta, da. Da, și... N-aș putea spune că există o idee de ansamblu. Pur și simplu am terminat vișina. Ce facem mai departe? Păi avem piersici acum, avem pepene galben. Hai prune, să, nuci, vezi, da, și așa hai mai să departe. Dezvoltăm ceva în jurul ingredientului. Extraordinar. Și nu, adică nu facem schimbări bruște. Păi la și noi... în decembrie ce faceți? Descoperiți leguma care se cheamă porc. Nu. Cred că ușor am început să lucrăm din ce în ce mai puțin cu proteină animală pe stilul ăsta. Începem să lucrăm tot mai mult cu vegetale. Bun, dar apropo de sezon, că în decembrie, în ianuarie, da, lucrăm lunile de iarnă... Cu chestii mai grele, aș putea spune, de la rădăcinoase până încercăm să facem tot felul de chestii din cereale. Asta e ultima nebunie, de la păsaturi cu tot felul de arome... Mai puțin orez. Suntem destul de conservatori că vrem să folosim doar ce se găsește pe teritoriul ăsta. Adică sunt un pic... Conservator sau patriot? Nu, dar extremist aș spune. A, că, da? Da, la modul că mă gândesc de două ori dacă să pun lămâie sau să folosesc un oțet. Adică... Ei, Dinescu pune portocală și în da, saramura de crap. Știu, știu, asta știu. Saramura de crap, ai văzut? Asta știu, mi se pare genială chestia asta, da. Știi?
Da, mă rog. Semnătura domnului Dinescu, da, da, portocal. Da, portocală și pe salata de vinete și pe, da, pe orezul cu migdale. Mă rog, nu contează. Deci folosești foarte multe ingrediente. Îmi place și ideea de rădăcinoase pe care le folosești și așa mai departe. Ai un meniu nou acum, se tot cel care a fost peste vară. Când schimbi meniu, pui un meniu de toamnă, păi, sau cum se întâmplă asta? Urmează să luăm o scurtă vacanță de o săptămână și cum ne întoarcem la sfârșitul lunii septembrie, vom veni cu meniu nou. Efectiv va fi meniul lui septembrie, un meniu de recoltă, aș putea spune, că e o perioadă extrem de abundentă. O să avem must, o să avem... Mie îmi place să lucrez foarte mult cu musturi, dar din soiuri de struguri, care sunt extraordinar de diferite. Ah, da, da, de da, la Merlot, la Cabernet... Și ai feluri de mâncare din, da, must, cu, da, infuzie, da, cu asta, da? Absolut. Suntem recunoscuți pentru un miel pe care îl facem un must de Merlot. Și e foarte dulce și... Da. Să se tăvălească aia în chinuri pe acolo. Cât mai e vreo unul sau a cedat? Deci un miel în must de Merlot. Da. Petrician, e clar, ești pe drumul cel bun. Tot timp cât mai inventez un ied în must de Cabernet, e clar că suntem... Sigur vom sta, vom lua o stea până la urmă în România. Va fi greu, da, de luat, nu? Da, cred că va fi extrem de greu de luat. Dar, na, eu cred că, hai să zicem... Aș fi fost mai optimist dacă nu treceam prin pandemia asta, dar acum cred că s-au resetat un pic lucrurile. Mi se pare că ne-am dat un pic chiar înapoi. Din cauza pandemiei. Da, da, și acum trebuie să repornim rotițele. Și aș spune că 5 ani de zile... Pe bune? Da, da. Pas, mai bine mă mut în străinătate. Câte ore stai în bucătărie, Alex? Cum e... Să faci meseria asta. Nu știu dacă e bine să spun sau nu. Stau extrem de mult în bucătărie. Undeva la minim 15 ore pe zi de muncă. Da, e mult. E foarte mult. Dar nici n-aș putea să... Să faci altfel, să vezi. Da, pentru dar că... nu găsești, știi că asta ne dorim cu toții. Să avem bucătari șef și pe lângă bucătarii șefi sau pe lângă patron să avem oameni care să învețe și să ne bazăm pe ei. E greu de făcut asta? E foarte greu. Cred că în momentul ăsta e cel mai ușor să ai bucătar șef, dar ce se întâmplă după este... De ce? De ce se întâmplă asta în România? Așa este. Ai perfectă dreptate. Pentru că nu suntem învățați cu organizarea în bucătărie. Nu avem în structura noastră. Adică odată ce s-a încetat cu treaba cu profesionalele, cu adică școlarizarea... Adică nu vine nimic din urmă. Nu, absolut. Toți sunt la... Merg pe intuiție, pe pasiune. Și meseria asta de bucătar a fost percepută datorită show-urilor TV ca o meserie de rockstar. Asta e și bine, e și rău. Da. Că zice mai degrabă rău. Că se popularează rău, e una. Da, da. Da, dar faptul că ai trecut pe acolo nu înseamnă că ești bucătar. Adică trebuie, asta trebuie să știm. E mult de muncă. Adică nu poți să faci din prima doar rețete la televizor, să fim serioși. Alex, în Franța e un show de bucătărie, dar acolo vin mari bucătari, cei mai buni bucătari din Franța. Adică oameni care sunt bucătari șef în, că de-aia se cheamă master chef, în restaurante importante, de acolo se alege. Adică aia sunt bucătari, dar nu e cu totul altceva. Mă rog, poate că ne reprezintă felul ăsta de a face show-uri. Deci mai mult rău. Foarte greu să găsești, nu? Da. Oameni și care să acum lucrezi. Sunt multe de discutat pe tema asta, datorită pandemiei sau din cauza pandemiei mai degrabă. Lumea s-a reprofilat, a fost o industrie cu risc, încă este, nu știm ce se va întâmpla. Lumea e speriată, cunosc oameni care ar vrea să se întoarcă în industrie, dar nu, încă n-au curaj, da, că nu s-a definitivat. Nu prea merge să faci delivery cu produsele de la restaurantul tău, ca să vorbim am foarte încercat, direct. Am făcut, m-a ținut pe linia de plutire dacă nu exista varianta asta. Dar a fost greu. A fost foarte greu. Mi-a fost în primul rând greu să găsesc formule de ambalare, da, de, da, feluri de mâncare, da, și așa și mai departe. Și feluri de mâncare, pentru că, clar, mâncarea mea nu merge la... E adevărat. Am avut noi problema asta la poezie. Era foarte greu cu delivery. Oamenii veneau pentru loc, pentru felul în care era mâncarea și așa mai greu. Gândește-te, dar a fost mai o experiență să o pui în caserolă. Păi din start 50% din ce oferi tu e... Se duce, s-a pierdut. Da. S-a pierdut, e adevărat. Cum justifici apoi prețul? Că omul plătește un preț pentru o caserolă. Te ia pe...
Cel mai tare ingredient românesc pe care l-ai descoperit și ai zis, wow, și nu știi de... foarte multe. Două, trei, spunem. În afară de smântâna de ibănești. Și slănina de? De gilău. De gilău. Știi salamul cu boia de la Nădlac? Nu. De fix în doar în Nădlac se face. Nu prea mănânc salamuri, dar e de modul încercat. De preparare al cărnii de porc cu boiaua pe care și-o fac ei acolo, da, și salamul maturat. Dar uite, l-aș putea încerca. Este extraordinar. Da. Altfel de ăsta interesant. Da. Nu știu, ai încercat vreodată? Nu. Ba da, ai încercat. Zi. Scoici de lac. De lac, da, am mâncat când eram copil. Am mâncat de la crud, de la prăjită, la antigaie, toate felurile, da. Asta iarăși mi se pare. Da. E un produs cu care lucrez foarte, foarte gustoase. Foarte gustoase, dar greu. De... Mici, mărunte, da, greu de gătit și de administrat. Și sunt multe, adică aș putea discuta. Uite, Alex... iarba porcului pe care o folosesc așa acum. Grașiță, nu știu. Da, da, am auzit de asta, așa, da, în care copilărie. Crește între răsaduri, între da, roșii. Da. Și la ce o folosești? Eu o gătesc cu sare pe grătar. Și este atât de suculentă și salină în interior. Nu, iarba porcului a trebuit să aibă succes mare în România. Da. Alex, îți mulțumesc mult, baftă. Mulțumesc. Mă bucur că ai venit în seara asta și că am vorbit foarte liber despre bucătăria ta, până la urmă, bucătăria restaurantului tău și despre faptul că România are un potențial absolut incredibil în a dezvolta astfel de bucătării. Când avem poftă să mâncăm o ciorbă de burtă, ne ducem, mâncăm o ciorbă de burtă, la fel mici și așa mai departe. Am merită încercat ceea ce faci. Inventezi tu, imaginezi tu, e un lucru extraordinar că faci asta. Mulțumesc mult, Alex Petrician. Și eu mulțumesc, Marius. Noua, deci cum se cheamă site-ul? Noua restaurant.ro, urmăriți. Părintele Constantin Acola, în partea a doua emisiunii, vom vorbi despre noul an bisericesc și despre faptul că uneori ni se întorc voievozii acasă. O scurtă pauză și ne întoarcem. Breaza. Și eu și părintele Constantin Ecula ne-am tăvălit pe jos aici cu felul de mâncare prezentată de Alex Petrician. Bună seara! Bine ai venit! Eu am rămas pe scaun stabil. Sunt stabil. Un posticios, dar unul care s-a antrenat în post. E normal, ai tu ai antrenament. Nu, m-am tăvălit cu gândul, nu cu... Am înțeles. Nu, hai, las că am văzut. Eu sunt unul dintre oamenii care împarte ceea ce îmi trimiți de cele mai multe ori, acel jurnal video absolut excepțional. E un jurnal de existență, dar e cumva întru Hristos și te predai cu sufletul bisericii ortodoxe românești și asta îmi place foarte tare și mai ales ai un lucru pe care îl fac puțini preoți, părinți și până la urmă puțini oamenii ai bisericii, anume vorbești pe înțelesul tuturor. Și asta mi se pare că este extraordinar. Vorbeai acolo, ai văzut ce titlu am dat, inspirat de la tine, ni se întorc acasă voievozii. O să te întreb mai târziu despre asta, să vedem ce a vrut să spună autorul, adică tu. Vorbeai despre faptul că ieri a început, nu? Începutul anului nou bisericesc. Ce înseamnă pentru creștini, ce înseamnă pentru noi, pentru români, anul nou bisericesc și acest început? E legătura noastră cu istoria, pentru că până la urmă niciunul dintre noi nu suntem... accidente genetice, ținem de o geneză duhovnicească și din punctul meu de vedere timpul liturgic este parte integrantă a existenței noastre cotidiene. Înseamnă că de fapt pui în armonie cu tot ceea ce a însemnat biserica de la începutul ei, chiar dacă uneori nu e așa, când spunem bizantinism, o spunem așa cu superioritate și cu răutate, bizantinismul înseamnă și istorie, înseamnă și perpetuarea acestui duh de verticalitate liturgică și omiletică, catehetică, educațională, pe care tare l-aș resimți astăzi ca normal într-o societate de genul în care trăim. Înseamnă, de fapt, începutul calendarului, dacă vrei. Dicționul era în început de reformatare a calendarului și a voinței poporului de a-și adapta propriul său calendar, de a-și crea ritmul liturgic propriu intern al bisericii. Înseamnă că, de fapt, noi am avut Revelionul din 31 august spre 1 septembrie și că, de fapt, adevăratul Revelion acesta este cu priveghere, cu post, cu rugăciune, cu dragoste, cu
smerita așezare și, nu în ultimul rând, cu bucuria aceasta de a-i spune lui Hristos că îl iubești și pentru că ți-a dăruit suficient de mult timp cât să te pocăiești și să-ți dăruiești viața cu moartea pe moarte călcând. Este, se deschide, spui, acolo și mi se pare atât de frumos spus, pentru că tu ai suflet de poet, asta nu, adică degeaba te ascunzi, și faci de multe ori poezie într-o lauda lui Hristos și pentru creștinism, pentru ortodoxi. Vorbește acolo de o nouă lume de rugăciune care se deschide în fața ochilor noștri. Ce înseamnă această nouă lume de rugăciune? Trebuie să ne rugăm altfel? Trebuie să ne rugăm mai mult? Trebuie de să un ne... început. Orice început e de asta sunt mai bun. Poți să spui un astăzi care se prelungește pe parcursul întregului an bisericesc. De altfel, mie îmi place acest verb permanent la prezent. Astăzi nu e un verb clar în limba română, dar în limba bisericii, astăzi este începutul mântuirii, este un verb la prezentul dinamic absolut. Adică e momentul să nu mai pierdem vremea cu fața în spate și căutând tot timpul scuze din spate, lasă-mi oricăit și l-a scuzat, nu ne bate nimeni. E momentul să privim înainte cu tărie, să credem că Hristos a înviat și că în virtutea acestui element fundamental, ontologic de existență, în Hristos avem șansa noastră. L-am auzit pe acest fabulos magician de bucătărie, dar nu numai, de gust și de rafinament, cum spunea că și-a pierdut un pic ritmul în anul COVID-ului și că presupune că un an pierdut așa poate să coste ani îndelungați pentru a putea să-și desăvârșească ceea ce a început să facă. Cred într-un fel sau altul că a avut dreptate, dar în aceeași vreme trebuie să știm că stăpânul împlinirilor noastre nu e doar rațiunea noastră. Stăpânul împlinirilor noastre e Hristos. El poate face minuni oricând și un an care pare pierdut poate deveni la un moment dat an de conștientizare, un an de adâncire a propriilor noastre sentimente, un an de cultură, un an de asumare a culturii, chiar a culturii mâncării acestea pe care lumea nu prea mai dă doi bani, că like, când avem fast food-uri ne alimentăm, nu mâncăm. Ori dintr-o dată, astfel de gesturi mi-aduc aminte de ce avem nevoie de un nou orizont de rugăciune. Se deschide un nou orizont de rugăciune pentru a ne încuraja, pentru a ne spune se poate, e un an nou, încercați să regândiți. E vreme de rodire, dar roadele cele mai importante sunt legate în primul și în primul rând de rodirea noastră dinăuntru nostru. E o livadă duhovnicească în sufletul nostru care dacă nu rodește, celelalte rodesc de pomană. Spuneai aici și am rămas un pic surprins și după aia mi-am dat seama că ai perfectă dreptate, că ne pregătim de praznicul Crăciunului, de praznicul Paștelui. Chiar așa nu mai sunt atât de departe. Adică având în vedere... Dar nu numai din punctul ăsta de vedere. Că tot am auzit vorbind de mâncări. Hai să intrăm un pic în jocul primei emisiuni. Nu acum se pun gogonele la murat. Nu acum pui ardeia care te fac să mori în noaptea de rebelion, să te dreagă dacă ai greșit. Acum, sigur că e caricatură ce spun eu, dar în toată rodirea asta de acum e frumusețea Crăciunului și a Paștelui ce vine. Acum se nasc oile care nasc miei, știi cum să zic? Adică e o roadă înaintea roadei și asta trebuie să o ținem în inima noastră. De tot plângem de ani de zile că suntem săraci, umiliți, nu avem autostrăzi. Când le avem, mergem oricum pe contrasens, deci asta arată o dată în plus. De ce nu avem câteodată? Dar în ele, în toată această zidire a noastră naturală, este foarte mult exact din timpul ăsta odihnit al bisericii, care nu e după ceasul nostru. E după ceasul acela pe care uneori nici nu mai intuim, ceasul acela al răbdării, al rugăciunii, ceasul atonit, dacă vrei, ceasul în care bat clopotele atosului. Eu sunt un pic așa entuziast și că mă întorc după o rundă de filmări la Bucuria Credinței, Nicula, Gherla, Bistrița. De la Bistrița am plecat la Năsăud, prin Rebreanu, prin Coșbuc, am mers la Moisei, apoi la Sighet, la Săpânța, în două ipostase de mănăstire și cimitir vesel și apoi Rohia. Marius, țara asta are timp liturgic bogat. Problema este că ne batem joc de harisma aceasta fantastică de a fi oameni spirituali. De ce? Acolo la oamenii aceia, absolut fenomenal. Asta spun, că dacă străbați, mai ales locurile despre care tu vorbeai și le aminteai, a fost un periplu extraordinar și cumva te... Era să zic că te urăsc, Doamne, invidiez, nici nu poate fi vorba, nici măcar de invidie. Aș putea spune că mă bucur pentru tine, cu sinceritate. Doamne, România, așa cum o descrei tu, este nu frumoasă, este fabuloasă. Este un tărâm binecuvântat. Merg până acolo încât să zic, dacă
Descriu doar traseul ales de tine, că este chiar este grădina Maicii Domnului. Și atunci, ce se rupe în interiorul nostru, în poporul ăsta, în destinul acestei țări, când de jur împrejurul acestui traseu sau dincolo de el, România suferă, România este bolnavă, România este, cum să zic, toxică, de-a dreptul. Care, unde se rupe ceva? Care, unde este problema? Care este, care ar fi rezolvarea până la urmă, după ce am identificat și am dat un diagnostic corect? Cred că eu am pus un diagnostic corect. Apropo de ce se întâmplă cu România, te rog, spune-mi, călătorești, nu ești numai un om care merge din mănăstire în mănăstire, dintr-un spațiu minunat, religios și așa mai departe, care are cumva binecuvântarea lui Dumnezeu dintotdeauna. Vezi și orașe și mergi, ești și foarte citadin și așa mai departe. Spune-mi tu, de unde, cum? Trebuie să spun un lucru care m-a frapat. Am făcut un tur de forță de începutul vacanțelor unora, făcând un tur de forță Satu Mare, Carei, m-am întors acasă, a fost conferința de la, a fost conferințele de fapt de la Festivalul Internațional de Teatru, inclusiv cea de duminică de la Sibiel cu domnul președintele Academiei Române Ioan Aurel Pop, despre icoană și speranță și cu mitropolitul nostru împreună. M-a rănit foarte tare ipostasa umană pe care am redescoperit-o la Gherla. Am reușit să filmăm în celular cu ajutorul colegilor de la Agenția Națională Penitenciarelor, unde, dincolo de faptul că ni s-a îngăduit să filmăm în biserică pe celular sus și ne s-a îngăduit să filmăm și în camera în care au fost executați între 52 și 55, mulți, foarte mulți tineri, unii aveau 17 ani. Apoi, în turul acela la Moisei, am fost la monumentul lui Vida Gheza și am văzut acolo, dată în plus, ce înseamnă scăparea din mâna unei ideologii, uciderea din culpă a unor oameni. Și nu în ultimul rând am prins Sighetul cu un popas foarte important sufletește pentru mine la Bârsana Maramureșului, cel mai apropiat loc de Vișeu de jos până la urmă pentru mine. Și am stat așa, la Sighet am avut, în cele, am filmat, trebuia să filmăm două emisiuni, am filmat patru, că mi-a fost rușine să plec de acolo. Marius, noi nu ne-am vindecat de nesimțirea unora, de cum să spun eu, de grandomania mincinoșilor care încă ne conduc. Deci noi n-am reușit să vindecăm asta încă. Noi încă ne lăsăm furați de descrieri ideologice, de aplauze cu palmele pe dos, știi, cam așa, cum fac copiii care sunt săraci cu puși la un soi de joacă din acesta răsturnată. Am redescoperit niște profile umane ieșite din comun. Dacă îți spun că la memorialul de la Gherla, acolo unde se nevoiește un părinte absolut remarcabil, părinte Grigorie, se negociază încă 50 de metri, 100-200 de metri pătrați cu oameni ai Consiliului Local pentru a putea să se descarce arheologic monumentul pentru a scoate la iveală cei 6.600 de români uciși la Gherla. Incredibil. De 5, și vreau să înțelegi bine, locul, deci dealul cărămidăriei, care este puțul sec al orașului, adică groapa de gunoi, unde aruncau toate e vecin cu fabrica de cărămidă, acolo unde în 44 au plecat spre Auschwitz 900 de evrei. Cine cu cine negociază? Că nu înțeleg pentru petecul ăla. Care negociază? Deci, eu totdeauna într-o dispută între oameni care nu-și asumă responsabilități. Biserica a construit memorialul, a reîncărcat de valoare duhovnicească locul. Oamenii trebuie ajutat să iasă la lumină. Am impresia că ne e frică de morții noștri, Marius. Ne e frică de ei, că ne crapă obrazul. La cimitirul săracilor, la Sighet, pentru că nu se poate săpa într-atât încât, că nu avem timp să scoatem, ca la Periprava, ne trebuie ani de zile să finanțăm o astfel de arheologie. Noi am plătit să astupăm ăstea foarte mult. Deci dacă am putea să astupăm, am dat la bani gârlă. Pentru că ne crapă obrazul în fața lor, Marius. Ne crapă obrazul. M-am uitat la Carei, la oamenii aceia. Ne-am întâlnit într-o seară în biserica nou construită acolo în apropiere de monumentul ostașului român. Măi, omule, aia nu e ultima palmă de pământ eliberată. E prima palmă de civilizație după Occident în care simți că România există. Nu reușim să le încărcăm oamenilor bateria asta de demnitate națională. Revin la imaginea aceea de la Vida Gheza. M-au impresionat toți. La Moisei am plâns. Am plâns și că e, mă rog, e mănăstirea unde m-am dus eu din tâi să văd dacă a înviat Hristos cu adevărat. N-avem cultul eroilor.
50 de ani de zile nu am vorbit despre morții noștri, așa cum spuneai, despre eroii noștri. Alungăm sinceritatea din relațiile dintre noi. Nu suntem în stare să mai construim simplu nimic. Am ajuns la Bârsana într-o seară, după ce filmasem la Moisene, am ajuns seara. Aveam senzația unui oraș în care lumea învie. Și vedeam pe oameni uimindu-se de bucuria și frumusețea locului. Construcții de lemn, flori și cântecul de rugăciune al maicilor. Atât. Oamenii erau fericiți. Realmente i-am văzut fericiți. Mi-a fost rușine să filmăm printre ei. L-am rugat pe Andrei și pe Victor. I-am zis, nu putem filma. Hai, mai bine, mai răbdăm un pic. Am început să filmăm când începuse ploaia, ca să-i las pe oameni să respire. Oamenii trebuie să-i reînvățăm să respire. Puterea asta de a fi ca oameni. E adevărat, să tragă aer în piept. Este primul pas pe care trebuie să-l facă. Apropo, că nu mai știm... Și dacă e nevoie. Dar primul, plus că am revăzut, apropo, știi, Marius, cât ce mișto s-a făcut de mine când a spus că biserica are totuși experiență la pandemie. Ți-aduce aminte? Da, știu. Niște băieți de la Greața Nației, da, și alții de genul ăsta care au început să comenteze tot timpul. Ei, hai să le facem o singură liniuță. Te rog din suflet să ții ideea, pentru că avem mai mult de vorbit despre asta, apropo de pandemie și cum iese România din pandemie și intră în pandemie, că acum vine valul 4, după o scurtă pauză, dragul meu, îți mulțumesc. Continuăm dialogul nostru. Aveam un dialog, dialogul nostru a continuat foarte prietenește și pe timpul pauzei și amândoi vorbeam de perioade din viața noastră când am fost înjurați pentru că am spus un lucru sau altul și asta îi spuneam părintelui Constantin Necula și fratelui meu, aș îndrăzni să spună și prietenul meu, că a făcut o declarație la un moment dat și a fost foarte înjurat și zic, vă mai spun o dată că te mai înjur o dată. Bine, vorbeam despre aceste locuri și te întrebam. Despre Bârsana. Deci Bârsana e construită la 1711, fii atent, subliniez. Maramureșul intră sub auspiciile Bisericii Unite, dar la 1740. La 1711, populația din Bârsana îl ia pe preotul de acolo, trecuseră prin ciumă și ca semn de respect și de bucurie înaintea lui Dumnezeu că scăpaseră foarte mulți dintre ei cu viață, marea majoritate de fapt dintre ei, au construit biserica de lemn de la Bârsana. Au restaurat-o după aceea sub diferiți episcopi, sub diferite atitudini, sub diferite... Dar baza ei rămâne această mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru că ne-a scăpat de ciumă. Acolo se povestește în documentele vremii, unele dintre ele cu anteti imperial, deci nu le putem pune la îndoială neapărat, în ce mod se organizaseră oamenii, cum și-au făcut curățenie în case, cum au aerisit sub tensiunea aceasta pozitivă a prezenței preotului în mijlocul lor. Am descoperit documente identice și aici la Sibiu. Când școala de fete s-a apropiat holera de școală, fetițele care au stat în internat au fost mai protejate decât cele care erau la țară, pentru că din internat regulile sanitare erau foarte stricte și copiii au fost menținuți în sănătate. Așa că am argumente să cred că biserica rămâne totuși un factor determinant la perioade de risc și de carantinarea inteligenței pe bază de rațiuni financiare. Ce separă lumea asta despre care vorbeam? Aproape idilică, frumoasă, cu case de lemn, cu flori, cu rugăciune, de lumea citadină, spuneam, bolnavă. Lipsa de cunoaștere. Am ajuns niște mâncători de copy-paste, nu de paste cu ce ziceai că-ți plac ție. Cu leurdă. cu leurdă, deci suntem într-o lume în care nu vrem să cunoaștem adevărul, ne deranjează de cele mai multe ori, ne reducem toată cultura la... copy-paste-urile astea care sunt date în presă, mă uit la o știre, e suficient să citești o știre că e aceeași în toate, cu mici excepții, aproape aceeași în toate cele. Dacă, Doamne ferește, tu spui că de fapt aia n-au dreptate, ferească-te Dumnezeu și Maica Domnului că intri în gura târgului și ești executat pe loc, pentru că lumea preferă o minciună bine spusă unui adevăr rostit greu. Pentru că e greu să rostești adevărul câteodată când el vizează viața unor oameni sau antipatiile sau simpatiile tale personale. E foarte, foarte dificil asta. Apropo de cuvinte și de presă care este trasă la șapirograf, ai spus undeva, că de asta vreau să te mai înjure și în seara asta, dacă se poate, în direct, că bărbații, ai folosit expresia bărbații.
Adică ce ai vrut să spun autor? Am scris cu un B mic la început și cu bărbați mari, era după conferința Părintului Patriarh și a domnului Ioan Aurel Pop de la Putna, unde, după cum ai văzut, a fost identificat un mare naționalist, băiatul acela tânăr care și-a susținut discursul de altfel de bună calitate. Să-l chemăm și noi. Cum îl cheamă? Am zis că o țară merge prin bărbați. Am opus un pic ceea ce se petrecea în București, unde toate camerele de luat vederi au filmat, au stat, au mirosit, au aghezmuit. Au... În timp ce la Putna, sigur că vezi norocul și șansa noastră că avem doxologia și Trinitasul la îndemână. Că s-a transmis în chip real tot ce s-a petrecut acolo și s-a văzut că România nu este doar o alienare sau o aliniere. Este și un mod de a fi de genul celălalt. Ei, mi-a luat... Și am scris acolo că țara merge mai departe prin bărbați. A reacționat un profesor de filologie. Mă așteptam să aibă măcar cultura intuiției simbolice, dar am impresia că nici filologia nu mai e ce a fost. Omul s-a luat, mi-a spus că e păcat că țara merge, că mama m-a născut. Chestii de genul ăsta. E că atacul la persoană, înțelegând eu atunci că am zis bine ce am zis. Deci eu îmi dau seama că dacă n-au argumente să rănească noi, o vor întreba în continuare pe tanti Florica dacă este bine. Și mama este, slavă Domnului, bine. Da. Și vreau să spun că am redescoperit anul acesta, s-au republicat cele trei volume din Tăslăuanu. Prietenul meu de ani de zile, un profesor de geografie, Bogdan Tofan, a făcut un efort fascinant, uluitor, de a republica volumele lui, integral, opera integrală. Și acolo, între liniile de supărare ale lui Octavian Codru Tăslăuanu, fost director al revistei Luceafărul, editor al Transilvaniei, scriitor de marcă, de multe ori apare această întristare a jurnalistului sau, dacă vrei, a scriitorului când își încearcă să-și argumenteze spus sau o scrie bine și la schimb primește înjurături. E și drama lui Rebreanu. Superb. Când la București, când trece pe la Craiova, pe la Teatrul Național, că nu înțelege foarte bine în ce mod eu spun Dumnezeu iubește România și ei îmi spun că e o prostie că m-am născut din mama. Adică până unde poți scoborâ nivelul tău de intelectual într-atât încât să te legi de cineva? Doar pentru că nu spune la fel ca tine, niciodată n-am să spun ca ei, foarte multe din ideile pe care le au. Dar ce legătură are una cu altă? Dumnezeu iubește România și că nu înțeleg. Asta este. Suntem în plină, cum să-i spunem, covidare de caracter. Nu, e în plin epoca progresismului și neomarxismului. Nu suntem le numesc așa. Sunt cuvinte prea mari pentru mizeria intelectuală în care se zbat. E o formă de piticism moral, fără niciun fel de orizont ontologic și axiologic, în care se percutează doar pe subiecte la modă pentru a câștiga ratingul finanțării pe mai departe. Internaționale. Apropo de asta, mi-aduc aminte de un discurs al tău, un text al tău plin de amărăciune după ce nu a fost votat acel referendum pentru familie. Bine, acolo erau, tu te-ai supărat, e normal să fie așa ca om al bisericii, însă acolo au fost foarte multe lucruri care nu erau în regulă. De la faptul că un partid, și e vorba de PSD, a făcut asta, întrebarea era lambicată, adică ceva împotriva ideii de limba română. Nu contează toate astea. Și tu atunci ai scris un text legat de faptul că te cam retragi, că te-ai săturat și așa mai departe. Eu te întreb pe tine, cu toată sinceritatea, pentru că eu sunt revoltat, la nivelul funcționarilor Uniunii Europene, da? Aceștia nu mai au voie să folosească cuvântul mamă și tată. Ce spune Constantin Acula, un om de carte, un duhovnic, un părinte al Bisericii Ortodoxe Române, un om care slujește în fiecare zi, și în biserică și în afara ei. O să dau mai târziu, am învățat atât de multe la tine, publici acolo pe acest site, tribuna.ro, cărți care cred eu că sunt esențiale și pot fi cărți de căpătâi pentru cei care au credință, pentru care cei care vor să afle trecutul românesc. Hai că m-am lungit. Ce crede, așa cum spuneam, Constantin Ecula, omul al cetății în sensul cel mai frumos, despre această nebunie care s-a întâmplat? Adică funcționarii Uniunea Europeană, da, a votat această chestie ca la nivelul funcționarilor
Uniunii Europene să nu mai fie folosite cuvintele tată și mamă. Deci nu mă mai miră nimic. Personal am ieșit din starea de mirare și m-am întors înapoi în starea de rugăciune. Adică pe mine poate că asta e importantă dintr-un punct de vedere, dar cel mai grav mi se pare că unii se mai și dau creștini când susțin astfel de aberații. Inclusiv de-ai noștri, cum ar spune poetul Cabrazi, se grăbesc să se dea în continuare creștini. Eu am spus într-o predică la catedrală, nu sunteți creștini. Când încălcați valorile legate de aceste lucruri, nu, niciunul dintre noi nu suntem creștini când încălcăm Evanghelia. Cred că ne așteaptă zile foarte dificile în a-i menține pe copii pe linia corectă și echilibrată a vieții. Excesele care îi se propun au dus la excese în interiorul vieților lor. Nu știu dacă va avea curaj cineva să facă vreo analiză asupra tot ceea ce a însemnat modificarea asta de traiect moral, dublată de arestul la domiciliu pe care l-a semnificat COVID-ul în conștiința unor astfel de copii. Au apărut cazuri multiple de părinți întristați că copiii care au fost ok până în clasa 9, 10, 11, dintr-o dată constată că nu mai știu ce sunt, nu mai știu încotro se îndreaptă. Din asta apar tot felul de depresii, din aceste depresii se nasc acte de suicid. Va trebui să fim foarte sinceri și foarte serioși la acest capitol. Eu aș construi o echipă națională de cercetători în care urmările balivernelor zvântate pe ideologie să fie controlate în plan personal și în planul familiilor și să vezi ce drame se nasc acolo. Și aici nu-i vorba că sunt din Evul Mediu, deși să știi că sunt în clădirea decanatului de la Sibiu și e chiar din Evul Mediu. Nu-i vorba de Evul Mediu, nu-i vorba de nimic. E vorba de atacul la liniștea, pacea și integritatea unei familii. Spune la atacul, la atac la ființa. E un atac deasupra ființei, dacă mă întreb pe mine. Zis odată că ființa națională nu există. Ființa e personală, ea devine națională când ființele personale se pun sub același standard. Eu am văzut cu ce ușurință batjocorim drapelul, imnul de stat, cu ce ușurință ne trimitem militarii în măceluri care se văd... Atunci cu aceeași ușurință batjocorim și ființa, batjocorim exact, și... Exact. Și mi-am adus aminte de frumusețea asta a dimineții în care... Dacă dai drumul pe Radio Moldova și pe Radio România Actualități în același timp, auzi într-o ureche mulce, dulce și frumoasă limba ce o vorbim, iar în cealaltă deșteaptă-te române. Dacă am învățat să ne vorbim limba și ne-am deștepta, am ține echilibrul ăsta fundamental între răutatea lumii și nevoia de bunătate a lumii. Lumea nu-i fundamental rea. Da, mi se pare absolut extraordinară această propunere și... Nu o spun de dragul de o spune, și anume o echipă de cercetători, da, din mai multe domenii. Analizeze impactul pe care astfel de propuneri, astfel de propuneri le au la nivelul macrosocial și al fiecărui tânăr în parte până la urmă. Nu e vorba numai despre propuneri, este vorba despre lucruri care se întâmplă în multe din țările lumii. Am un prieten foarte bun care nu este ortodox, este un pastor reformat de foarte, mă rog, reformat modern, cum s-ar spune, din baptiști, mi se pare că a apărut, care studiază de ani de zile toate aparițiile editoriale cu privire la tot ceea ce auzim noi că trebuie ca educat sexual. Din 2002 sunt publicate și tot ce am spus noi că vor face sunt trecute cu subiect și predicate în toate aceste cărți. Publicate la edituri foarte serioase, de la care te-ai aștepta să-și controleze, că cuvântul cenzură e urât, să-și controleze din ce își fac banii. Dar cum banii bat cultura, asta n-am zis eu că mi-ar fi plăcut, a zis-o Carol al doilea când a început să-și creeze fundația, banii bat cultura, cred că ar merita din când în când să fim atenți la ce investim, cum investim și cum ne creștem generațiile viitoare. Știi ce am început să cred foarte tare? Și spune asta un ziarist pur sânge, un om care verifică informația, care verifică sursa, care are nevoie de foarte multe argumente pentru a da crezare unei informații. Că toate lucrurile care țineau cumva de conspirație, erau la nivelul ideii de conspirație și pe care nu le-aș fi crezut niciodată posibile, uite așa cum spui, în ultimii 10 ani, cel puțin, dacă nu mai mult, au ieșit din sfera ideii de conspirație și au devenit
adevăruri, din păcate. Sunt citibile, sunt, da, sunt și, verificabile. Și cel mai bun, iată-mă doar o secundă și după aceea te las să vorbești despre asta. Și lucrul care mă îngrijorează cel mai tare este legat de ultimul an, legat al pandemiei. Adu-ți aminte lucruri care eu le catalogam cel puțin sau erau sub semnul întrebării în ceea ce privește dacă sunt sau nu conspiraționiste, s-au confirmat în timp, dragul meu. Ceea ce mă sperie foarte tare, asta înseamnă că la scara istoriei este o progresie geometrică, o presiune asupra timpului, că lucrurile nu mai au nevoie de ani, de decenii, ci au nevoie de zile, de săptămâni, de luni, ca să se împlinească lucruri pe care nu le credeai posibile sau le credeai imposibile cu puțin timp în urmă. Am fost foarte ascultător anul acesta la Congresul Național de Psihiatrie. Foarte, foarte bun, foarte bine pus la punct. Una dintre marile manifestări ale științei medicale românești. Acolo, nu unul, nu doi, ci foarte mulți dintre cei care au vorbit, mai cu seamă cei care sunt pe linia aceasta a relației filozofie-psihiatrie, cunoaștere umană, antropologie, au subliniat că au sentimentul testării limitelor acceptării umanului. Cât de jos putem coborâ ca să poți să construiască după aceea un alt soi de atac la alt nivel. De aceea zic eu că zilele acestea, recitind un pic Șaguna, recitind pe Timotei Cipariu, am sentimentul că mi-e dor de Ardeal, adică mi-e foarte mare dor de Ardeal, așa cum este el cu uniți și neuniți, cu maghiari, cu germani, cu evrei, cu armeni, cum era el în vremea aceea, adică amestecul acela de Europa în care în primul rând prima atitudinea cetățenească civică, își dădea unii altora mâna pentru orice fel de pericol civic, erau o singură națiune, asta era foarte important. O Transilvanie culturală, civică, să-i spun, solidară, în care solidaritatea nu era o vorbă aruncată în vânt. Niciodată, niciodată. Și vreau să spun că, uite, între oamenii pe care Timotei Cipariu îi are între formatorii săi, să știi că îl numește și pe, am să zic, romul, ca să nu supăr pe nimeni. Romul care era îngrijitorul casei lor și de la care a învățat o grămadă de lucruri, amintește cu drag. Și ne naște și îi dezbină numele ideologiilor voluntariste ale epocii actuale, creind, cum să spun eu, complexe și conflicte acolo unde n-au fost niciodată și unde toți ne supuneam aceleiași legi, naționale sau naturale, cred că este vinovat pentru, cum se cheamă, activitatea agitatorică în numele partidului, adică devine foarte periculos ce se întâmplă. Știi, m-am gândit foarte mult, din 1921 România n-am mai avut liniștea pe care noi am fi putut să o avem anul acesta. Uh-huh. Și observa că avem un duh al neliniștii care se manifestă în spațiile mici, unde credeau unii că locuiește Dumnezeu și au greșit, în spațiile mici, care a explodat afară, a făcut implozie morală în fața noastră. Știi că mi-au spus niște prieteni, amici, prieteni, care la vremea respectivă și-ar fi dat semnătura și cred că și-au și dat-o pentru spațiile mici, cât de tare s-au înșelat atunci văzând Catedrala Neamului. Ba mai mult decât atât, am văzut străini care blamau de la distanță. Schelele jos, azi, Marius. S-au dat o pată din schele jos. Blamau de la distanță. Iubeau România, dar blamau de la distanță ideea de Catedrala Neamului și erau pentru spațiile mici. Acum le pare rău și regretă că au spus asta văzând Catedrala Neamului. Cupola de lemn de la Săpânța are 74 de metri înălțime. Mai este, cum să spunem, turnul de la bisericii sau turlele bisericii ortodoxe de la Timișoara și turla bisericii Sfântului Arhanghel Mihail de la Cluj, mai înaltă decât ea. Se văd de la 5 km depărtare de pe teritoriul Ucrainei, încurajând tot ceea ce înseamnă România de dincolo de Tisa. Da. Asta spune multe. Și să-ți mai zic un lucru. Catedrala asta a Mântuirii Neamului începe cu cimitirul săracilor ăstora de pe... Nu m-am gândit niciodată până anul ăsta. I-au aruncat să-i îngroape în lunca Tisei, în speranța că apa va șterge, urma lor. Dar să știi, au priceput ceva. Câtă vreme sfinții au fost înmormântați acolo, în lunca Tisei, nicio palmă de pământ românesc nu s-a pierdut în Maramureș. N-a coborât granița sub Tisa nicio clipă. De acolo ne apără Maniu, ne apără episcopii greco-catolici, ne apără preoții ortodoxi, ne apără profesorii, ne apără maghiarii, germanii, bănățenii
Jvab care sunt înmormântați acolo. Pentru că acolo, până la urmă, este toată demnitatea românească. Și așa, îngropată e Antisa, dar acolo... O să râzi, dar inclusiv politicienii momentului, adică oamenii care au făcut istoria politică a neamului. Uite, asta nu-mi place la întâlnirile cu tine, că am ajuns, mi-am notat aici, am vreo 26 de puncte, da? Le-am străbătut pe primele 3. Vorbesc serios. Și mai să scriem o carte. Și mai un pic să faci o oră de emisie. Ni se întorc acasă voievozii. Ce a vrut să spună autorul? Când ni se întorc acasă voievozii? Suntem buni? Suntem pregătiți să-i primim? Suntem pregătiți să ne închinăm lor? Suntem... Uite, copii voievozi care vin la prima vedere sunt copiii care merg la școală. Te-ai gândit că poate anul ăsta intră în clasa întâi un viitor președinte, un viitor prim-ministru? Că de noi depinde cum ne crește. Aș alunga imediat gândul dacă mă gândesc la, la politicienii de azi, sincer, dar zi, continuă ideea. Nu parcă au făcut școală mulți dintre ei, dar unii chiar fac școală pe bune. Adică hai să pornim de la premisa că undeva, în duhul acesta unic al toamnei care vine, se așează și viitorul președinte al statului și viitorul prim-ministru, viitorul ofițer care ne va asigura că granițele nu sunt movabile, viitorul cadru universitar, viitorul reporter. Dacă viitorul Marius Tuca a intrat anul ăsta în clasa întâi, eu îi țin pumnii. Și eu, dacă părintele deci, Constantin... Deci, Marius Tuca să apară din urmă, să vină din urmă, e prima... Dacă ești în grupa mică la grădiniță, eu țin pumnii, că ești mai mic ca mine, așa. Ăștia mai mici așa suntem, dar ideea nu e... ideea unei reîncarnări a unei persoane, ci să creștem generațiile ce vin știind că sunt unice. N-avem nevoie de clone, n-avem nevoie de clone, avem nevoie de generații noi și frumoase și pregătite. Apoi mai e un lucru care m-a impresionat foarte mult. Am străbătut foarte multe cimitire evreiesc de la Săpânța, ne-am oprit, ne-am odihnit așa pe la margine de drum câteodată. Și am văzut că prunii s-au încărcat la loc. Cu fiecare toamnă ei vin la fel de încărcați și la fel de nobilați de rod. Cred că e bine să învățăm din toamnă. Există o perioadă de coacere care nu poate fi scurtată. Când e scurtată, mâncăm fructe și legume neduse până la capăt în sevalor. Cred că trebuie să avem răbdare. Cred că România de acum este obligată să aibă răbdare. E obligată să aibă răbdare. Și să încerce să-și reconstruiască cu fiecare centimetru de suflet încă o posibilitate de a supraviețui, de a ieși la lumină. Din acest punct de vedere se întorc acasă voievozii. Voievozii neamului sunt sfinții, să știi. M-am uitat peste tot pe unde am mers. La Rohia, la Moisei, că acolo sunt topit, m-a topit. Acolo toate legendele astea în jurul mănăstirilor construite, toate frumusețile aflate acolo, la Nicula la fel. Toate aceste lucruri țin spiritual poporul. Cine lovește stâlpii ăștia, lovește de fapt în liniștea și cu cernicea unui popor. Duminică la Sibiel am simțit același lucru. S-a și deschis muzeul de icoane, restaurat muzeul de icoane pe sticlă. Și am avut sentimentul întoarcerii unui sat pe glajă, știi? Unui sat care aștepta de ani buni să fie repus în vigoare. Și acolo am aflat o poveste pe care te rog să-mi îngădui să o spun. Între cele care i-au donat icoanele părintelui Zosim Oancea, era și o femeie în vârstă care tare nu i-a picat bine să dea icoana, dar pentru că era în ascultare și trebuia să fie cu minte și simțea că trebuie să facă ceva pentru... I-a dat-o părintele și a zis, părinte, să fii sănătos, o pui acolo la păstrare. Problema este că femeia avea locul de muncă în câmp, în spatele locului unde era muzeul. Și părintele o găsea în fiecare dimineață mergând la icoana ei, care era pusă sub protecție la muzeu, se închina, își zicea rugăciunile și mergea la câmp. Și când se întorcea, venea înapoi, se ducea la icoană, se închina și mergea acasă la culcare. De icoane nu te desparți niciodată. Marius Tucă, ți-o fi plăcând ție tot ce a zis omul ăla în emisiunea dinainte despre tot felul de meșpaisuri, dar ascultă-mă bine, recunoaște că ți-o foame completă de o bucată de pită în țăst și de o lubeniță tăiată bine. E adevărat, am trăit și cu brânză și fără brânză. Dragul meu, am trăit asta, e suficientă.
Apelul ăsta la simplitate e cel care salvează acum complicata lume nouă, care de fapt nici măcar nu e așa de complicat. E adevărat, dar să știi că sunt un om al extremelor din punctul ăsta de vedere. Îmi place și pâinea de țest cu lubeniță, o pâine caldă, abia scoasă de acolo, cu miez de nucă sau cu lubeniță, dar îmi plac și, cum ai zis, cum ai fost o expresie. Paițul ăsta de la Bănățeni. Exact. Dulciurile din... Nu, dar îmi place să experimentez, îmi place să-mi deschis și cred că gusturile mele și ale noastre s-au educat în ultimii ani, pentru că lumea s-a schimbat. Știi, am rămas șocat cât de bun e gustul liturghiei. Nu mi-am închipuit că e așa de bun. Vedeți ce îmi face? Vedeți cum îmi face? V-am zis că nu... Bine, eu sunt de vină. Te-am văzut că ai filmat în fața casei lui Emil Cioran și mi-a plăcut atât de tare lucrul acesta și plecai în această povestire, că e o poveste, era o mărturisire legată de Cioran. Spuneai acolo că în studenție îl credeai pe Emil Cioran, că este dușmanul Ortodoxiei și vorbești despre zbaterea asta lui Contino, care la începuturi, vorbind despre Cioran, nu înțelegea niciun argument, spui tu, ontologic al existenței Dumnezeu. Aia se tăpălea pe jos că nu-l înțelege. Vreau să ne vorbești. Vorbești. Fulgul ăsta cumplit de a-l cuprinde pe Dumnezeu. Să știi că l-am identificat și la Lucian Blaga. Și el a avut o carență de credință, nu știu cum se spune, de percepția lui Dumnezeu. În schimb, am citit de curând la Dan Ciachir un comentariu foarte fain legat de Părintele Stăniloae, care îi scrie lui Cioran. La un moment dat îi se prezintă o carte în limba română și în anii din urmă. Și știi că Cioran scria numai franțuzește, răspundea tuturor. Părintele Stăniloae, care a fost prieten cu tatăl său, i-a răspuns în limba română. Și să știi că mărturile din ultima perioadă din viața lui Cioran erau legate de limba română și de dorurile lui extrem de adânci în ceea ce privește spiritualitatea. Pentru mine, a fost o revelație omul ăsta. Sper că am învățat să scriu și să mă rog împreună cu el. Este un învățător de talie mondială. Slavă Domnului că nu suntem francezi să credem în ce scrie. Suntem români și credem în cel care l-a mișcat să scrie toate lucrurile. Și din punctul meu de vedere, dacă vrem să recuperăm undeva tăria de caracter a generației actuale, trebuie să învățăm că argumentul ontologic, când nu-l înțelegi, ai dreptul să te tăvălești pe jos și să nu-ți fie rușine pentru asta. Nu mai e nimic de luat. Dimpotrivă. Cultura nu este pe automatisme, nu e baș fi să vine ideea, ci pur și simplu o muncă cu sine, e o muncă dificilă din calea afară, este o zdrobire. Știi când se face vinul bun, se face zdrobind ciorchinile, nu lăsându-l să se plitocească singur. Păi, uite. Cioran este unul dintre cele mai frumoase ciorchine culturale ale viței de vie care este România. Absolut minunat spus și făcând trimitere la prima parte cu Alex Petrician, știi că spun ăștia, uite, a venit ăsta acum să reinventeze ciorba de burtă. Când a apărut, a lucrat aproape 10 ani în străinătate, la tot felul de restaurante. Știi, asta arată că nimic nu se face peste noapte, că și zdrobitul ăsta al strugurilor are timpul lui. Și, să știi că un singur autodidact a marcat România în ultimii 200-300 de ani. E vorba de Timotei Cipariu. Doar el n-a părăsit Blajul niciodată și a fost un universalist. Adică dacă venea Teodor Moms să-l vadă, la care a scris istoria Romei, îți dai seama. Dar în rest, toate aceste ieșiri în afară au însemnat lucruri importante pentru cultura noastră, cu o singură condiție. Cei care făceau această culegere din mierea stupilor de la Leipzig, Dresda, Berlin, Paris, Roma, să vină acasă. Să vină acasă. Să ne împărtășească ce au învățat. Sunt mari minți luminate care n-au depășit chilia, casa, curtea în care au trăit. Rebreanu spunea că el a înțeles că iubirea de fapt e un act de smerenie. Spunea către sfârșitul vieții. Iubirea e un act de smerenie. Dacă zici că iubești România, vii smerit și spui, eu sunt un român care am avut șansa să studiez acolo, acolo, acolo și vreau să vă spun nu cât de deștept sunt, nu cum arată diploma mea, ci punctul meu de vedere cu privire la ce mă pricep eu mai bine. Fiecare în domeniul. Eu cred că așa se poate face. Minți strălucite care au strălucit lumea, aș putea spune, care n-au depășit perimetrul curții. Apropo de Cioran, vreau să spun o întrebare personală, dar până la acea întrebare personală, de fapt, e un joc de al imaginației tale
și o să te provoc în ultimele câteva minute ale emisiunii. Avem și o parte a treia în ultima treime a emisiunii, sau mai puțin de atât. Vom vorbi despre guvernul Câțu, știu că îți place mult subiectul, și despre USR Plus și despre ce se întâmplă pe scena politică. Este România pe culmile disperării? Din punctul de vedere al gândirii lui Cioran, da. Pentru că, gândește-te bine, disperarea este o depresie. Să fii pe culmile depresiei înseamnă că ai ieșit din depresie. Te-ai eliberat. Să știi că mi-ar fi plăcut să zic eu asta, dar a scris-o fetița mea într-un eseu acum câțiva ani. Extraordinar. Ieșire, de fapt. El ce spune că de România poate ieși din disperare. Culmea unei disperări nu este adâncul disperării, ci este deasupra disperării. Cioran avea această excepțională conștiința magnetismului pozitiv, al ieșirii din disperare. Dacă ieși și citești, slavă Domnului, acum avem opere complete într-o ediție superbă. Dacă ieși și citești Cioran cu atenție, ei să vezi că e un patriot cum nu e nimeni altul în perioada lui, pentru că spune lucrurilor pe nume, iar numele lucrurilor pe care le spune nu întotdeauna seamănă cu modul în care noi le numim. Dar el are dreptate în foarte multe dintre aspecte. Era un bun manual pentru politicieni Cioran. Ultima întrebare, dragul meu, esențială, spune eu, rămâne pentru ca data viitoare când ne vedem, undeva la aproape de sfârșitul lui septembrie, când vei fi aici în studio și îți mulțumim de fiecare dată pentru asta. Știi că există o fotografie celebră, Cioran, da, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Mircea Eliade. Să spunem că printr-o întâmplare, printr-o întoarcere a sorții și întoarcere în timp, te-ai întâlni la Paris cu ei trei. Ce le-ai spune? Ce i-ai întreba pe cei trei? Nimic. Poate doar să-mi dea binecuvântarea să pot citi ce au scris. Tu înțelegi că noi n-apucăm să citim ce au scris oamenii ăștia. Atât de mult, bine și adânc au scris. Și le-aș cere iertare că fac parte dintr-o generație care i-a uitat. Crezi că generațiile noastre i-au uitat pe Cioran, pe ca Eliade, pe Ionescu? Ca și pe Părintele Ebria. Noi îi cităm fără să-i citim, ceea ce ne costă. Nu cred neapărat asta. Adică, în momentul în care vorbești despre Cioran, tu l-ai citit pe Cioran. Vorbim de o generație, nu vorbim de o persoană. Vorbim, dar există în generația asta și oameni. Există și oameni care au făcut asta. Și uite, apropo de cărți și de citit, le recomand celor care vor să urmărească lecturile tale. Și eu am învățat multe citind și urmărind ceea ce citești tu. Bine, acum nu cred că se apucă cineva să citească această carte excepțională, Întâmplări pilduitoare din temnițele comuniste. Dar până la temnițele comuniste, vă mai recomand eu câteva cărți recomandate la rândul său de Părintele Constantin Necula, de exemplu, despre satul românesc altfel, da? Despre rugăciune, Sfântul Ioan, actualitatea unui clasic creștin, Sfântul Ioan de Kronstadt, în texte absolut extraordinare. Despre neprihănire, putere, frumusețe. O carte despre virtutea neprihănirii cutezătoare, scrisoare de încurajare. Altă carte, un volum de sprijin în înțelegerea tinerilor adolescenți. E o carte pe care o recomand tuturor părinților. Apropo de asta, adolescentul în familie și în biserică. Nu suntem habornici, nici măcar Constantin Necula. Ești măcar fanatici, că mi-aș fi plăcut să fiu un pic fanatic. Poate acum e și momentul să ne redistribuim greutatea cuvintelor. Poate că vedem în laboratorul istoric în care trăim cam unde duc cuvintele prost puse și alianțele care nu-și respectă cuvântul dat. Frumusețea Sfinților, o altă carte, o istorie a literaturii române ce nu se învață la școală și ar trebui să se învețe la școală. Aia este superb. Cum să redescoperi limba română. Da, vorbim despre frumusețea Sfinților. Și multe, multe alte cărți recomandate, o mărturisire despre excepționala normalitate a credinței, o viață de jertfă. Da? Trebuie să iasă o carte care se va chema 365 de zile, 365 de cărți pentru 365 de zile. Ții minte că anul trecut președintele României făcea apelul la o carte, la lectură, să citim, să citim. Absolut. Ca să citim, trebuie să le arătăm oamenilor că citim. Da, sunt atât de multe cărți, trebuie să ai timp să le citești. Cu minecare din cuvânt, o carte de vacanță pentru copii sau cum să înveți să iubești un sfânt. Dumnezeule, dacă am fi avut toate cărțile astea și noi în copilărie. E, la asta, eu de aia m-am gândit și eu.
De exemplu, cu Sfântul Serafin de Sarov sau cu Sfânta Barbara, mamă. Noi suntem într-o generație care am suferit din punctul ăsta de vedere și încercăm pentru copiii noștri, pentru cei care ne urmăresc, să facem ce... Aveam almitru, legendele românilor, le mâncam pe pâine. E adevărat. Și de la Jules Verne și toate, e adevărat. Eu am scos o colecție impresionantă. Uite, o să ți-o trimis, să o ai acolo, la jurnalul, se cheamă Bazmele Românilor. 12 volume, de la Ispirescu până la cele mai frumoase bazme ale românilor. Dragul meu, îți mulțumesc din suflet. Să ne vedem cu bine și să ne vedem în studio aici să vorbim pe îndelete, să ne luăm mai mult timp și mai mult răgaz pentru a vorbi despre toate aceste lucruri. Am ajuns, adevărat, la punctul 5, la timpul bizantin, despre care ne vorbești data viitoare. Și Vreau să te rog ceva. Te rog. Păstrează-ți liniștea care ai căpătat-o de misiunea asta pentru tot ceea ce privește politicul românesc. Da, să știi că nu poți să ies din ea. Dacă vrei să transmitem un cuvânt hotărât pentru țară, este români, vordon, treceți peste greutăți. E momentul să bem prutul ăsta de răutate din jurul nostru și să ne învățăm cu binele. Așa că mulțumesc frumos. Eu îți mulțumesc din suflet. N-am ajuns, erau câteva lucruri excepționale. Nimic pe lumea aceasta nu ar trebui să te determine să renunți la ceea ce iubești. Cu o singură condiție, spuneai, ceea ce iubesc să fie cu adevărat iubire. Vom avea ce discuta data viitoare, avem atât de multe. Mulțumesc, Constantin Necula, fratele meu, de aici, din Bucureștiul ăsta, care este înfierbântat foarte tare. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la George Simion, o inițiativă în Parlament pentru a-l da jos pe Câțu, o moțiune de cenzură. Între timp mai apar încă două moțiuni de cenzură. E o nebunie întreagă. Mulțumesc mult, Constantin Necula, încă o dată. O scurtă pauză și ne întoarcem în studio cu George Simion. Simion, liderul AUR, în studiourile noastre. Ce vrea AUR cu această moțiune de cenzură? Că mi se pare că ați scandalizat cealaltre partide de opoziție, că ați avut voi inițiativa asta prima dată. Da, probabil suntem singurul partid de opoziție. Vrem să cadă Florin Câțu, să nu mai fie prim-ministru. Am așteptat PSD-ul, ne promisese faptul că o să depună moțiune de cenzură la începutul lunii septembrie, că o să semnăm și noi. S-au răzgândit, am văzut că s-au răzgândit, că n-are cine depune moțiune de cenzură, am preluat inițiativa și am făcut-o un pic altfel decât a făcut-o PSD-ul în iunie, când ne spunea că s-au consultat și cu alți parlamentari. Noi chiar am fost și am discutat cu celelalte forțe politice. Și chiar ați făcut asta, că e foarte important. Da, și am găsit voturi. În momentul ăsta este o majoritate în Parlament care e dispusă să voteze pentru căderea guvernului Câțu. Doar că PSD-ul vrea o altă moțiune, vrea să ne dubleze moțiunea după ce am anunțat-o noi pe 1, pe 2 au venit ei, pe 2 septembrie, că au și moțiunea lor și că moțiunea noastră este o fițuică și că noi trebuie să semnăm moțiunea lor. Moțiunea lor are 4 pagini, moțiunea noastră are 18 pagini și nu este o fițuică. Deci dar a lor e o fițuică. Nu vreau să intru, pentru că face... Că am zis și eu, n-ai zis tu, e o întrebare face așa... Face rău să... Chiar... Idei de opoziție și a interesului comun de a da cu jos guvernul Câțu. Dacă ăsta este interesul comun, că am impresia că nu ăsta e interesul comun. În momentul în care vrei să obții o majoritate care să-ți voteze inițiativa, nu te apuci să-i jignești că e o fițuică, că nu vă interesează soarta românilor, că voi useriștilor, neomarxiștilor, ce faceți? Nu, încerci să îți muști limba și să strânge această majoritate. Dar nu asta face domnul Ciolacu. M-am întâlnit azi cu domnul Grindeanu pe holurile Parlamentului. Am văzut și... că l-a apostat. Da, dumnealui voia să aibă neapărat întâietatea pe moțiune. Bine, să ai întâietatea, dar hai să obținem o majoritate. Sau veneau astăzi, depunem moțiunea, după 24 de ore nu mai depunem moțiunea, nu depunem, nu știu ce ordine și cine conduce partidele astea. Cine conduce? Păi cum nu știi? Securiștii. Tu mai... n-ai învățat până acum? Nu ți-am spus de la bun început care e cu securiștii, care e cu securitatea, care nu e cu securitatea. Spune-mi, ce veți face voi, ce vei face tu? Și uite, asta arată că
instinctul politic nu te-a înșelat. Dom'le, te-ai dus moțiunea, că vorbeam. Ai venit cu moțiunea într-un moment în care nu se știa că se va întâmpla ce s-a întâmplat cu ăsta de la justiție, se va întâmpla ce s-a întâmplat cu USR Plus și că vor să-l dea jos. Adică instinctul tău nu te-a înșelat, ceea ce e extraordinar. Ce vei face dacă aia de la PSD nu renunță la moțiunea lor? Și în ce măsură aveți o înțelegere, că nu o alianță cu cei de la USR Plus, că asta e exclus. Nu ne vom alia niciodată nici cu cei de la USR Plus, nici cu celelalte formațiuni din Parlament. În schimb, vom avea colaborări punctuale. Cu cei de la USR Plus, de exemplu, putem colabora pe alegerea primarilor în două tururi. Dacă cei de la PSD continuă cu brambureala asta, o să se devoaleze și o să vadă o țară întreagă că nu pot fi principala forță politică din România. O să mergem către popor și o să strângem semnături pe această moțiune de cenzură. Important este ca, sub o formă sau alta, guvernul Câțu, care nu este dorit în momentul ăsta de o mare majoritate din societate, să cadă. E suficient cât am aflat despre dumnealui ce a făcut în America, este suficient cât a îndatorat țara, este suficient că vrea să plătească 120 de milioane de doze de vaccin, este suficient că nu e nicio atitudine pentru dublarea și triplarea uneori a facturilor de gaze și curent pentru populație. O să-i oprim. Asta e obiectivul nostru. Depinde acum care e următoarea victimă din partidele astea vechi. Am scăpat de ALDE, de PMP, de Pro-România. Acum ne uităm ori spre PNL, ori spre PSD, cine se dinamitează. Pentru că nu poți să te prefaci că faci politică și să nu mergi la capăt cu inițiativele pe care le-ai propus românilor. Dar te rog să-mi răspunzi la această întrebare, că e esențial. Partidul tău, partidul condus de tine, AUR, este dispus să renunțe la propria moțiune de cenzură pentru a merge, de exemplu, pe moțiunea depusă de PSD ca să-și atingă obiectivul? Suntem dispuși să votăm, după cum am demonstrat, orice altă moțiune, suntem dispuși să facem orice efort pentru ca guvernul Câțu să dispară. Nu ne interesează textul propriu și așa mai departe, însă, dacă PSD-ul va face cum a făcut în iunie și va aborda moțiunile de cenzură ca propriu fief, nu o să câștige. Cum niciodată nu o să câștige niște alegeri prezidențiale. Da, dar va fi mai ușor acum pentru că au de partea lor și pe USR Plus, dacă se va întâmpla lucrul ăsta. USR Plus nu o să voteze veci pururi cu PSD-ul pentru că nu vor să mai intre în Parlament. Păi, dar au spus că ei votează. Nu, a spus Elian Ion, sunt voci disparate, dar nu sunt hotărâți pentru că în momentul ăsta USR Plus ar putea să nu agreze cu noi aceeași moțiune pentru că încă își negociază funcții din ministere, încă își negociază bugete. Ăsta e, de fapt, resortul pentru care s-au certat. Spun că nu mai vor cu Câțu. Spun că nu mai vor cu Câțu, dar depinde câte locuri de miniștri vor primi și cum vor fi liniștiți din dealul Cotrocinilor. Când să primească George locuri de miniștri dacă nu mai vor pe Câțu? Pentru că ceilalți spun că nu se poate fără Câțu. Și mai ales știi bine că e vorba despre o bătălie pe viață și pe moarte pentru conducerea, pentru șefia PNL. Iar în momentul în care Câțu nu mai este prim-ministru, la revedere. Eu aș spune cum stau lucrurile cu USR-ul, dar avem nevoie de colaborare pentru a-l da jos pe Câțu și nu vreau deci totuși crezi în colaborarea asta ca să-l dea jos pe Câțu? Cred ca să-l și da jos sper pe că Câțu. Și cei de la PSD își vor reveni în simțiri, pentru că avem nevoie de o majoritate în Parlament ca să dea jos acest guvern. Cred că sunt parlamentari PNL care vor vota pentru doborârea guvernului Câțu. Care sunt în tabăra lui Orban. Care sunt în tabăra normalului, dacă vrei. Că nu poți să ai un asemenea președinte de partid care să își dea foc propriului partid, care să dea foc țării, să fie atât de inconștient. Și mulți din PNL s-au săturat. Crezi că astăzi miniștrii USR Plus o să-și dea demisia? Nu, se va ajunge la asta? Nu cred că au curajul pentru că își vor numi interimari și pentru că ei pierd. USR-ul cum își vor numi interimari? Își dau demisia sau nu? Nu. Miniștrii USR Plus. Păi și atunci cum? Va numi interimari și bătălia este pentru România. Unde pentru va numi interimari? În toate ministerele conduse de USR. Va demite pe toți. Nu să-și dea ei demisie, ci îi va înlocui pe miniștrii, așa cum a făcut cu Stelian Ion. Asta spui. Este o posibilitate. Dacă cei de la USR nu pleacă de la guvernare, o să vadă toți românii. Crezi că o să facă acest pas, Cățu? Adică acest pas și mai departe, și anume curajul ăsta nebun, sigur că are spatele... Nu, este o... Și Nero n-a avut curaj când a dat foc Romei.
Asta face Câțu acum, dă foc României. Deci tu crezi că o să-i dea afară pe miniștrii USR Plus din guvern? Cred. După care o să numească interimar de la PNL? O să rămână în continuare. Păi, atunci în cazul ăsta e cu siguranță, e aproape sigur că cei din USR vor vota moțiunea, una dintre moțiuni, fie că e a voastră, fie că e a PSD-ului. Mâine dimineață au spus că ne dau răspunsul final. Încă negociază. E România. Ce să negocieze, George? Ce anume? Funcții. Ministere. Funcții, păi dacă nu mai vor pe Cățu, ce funcții să negocieze? Nu e adevărat. USR. În plus față de ce au, USR Plus, da. Și să rămână Cățu, da. Crezi că există și varianta asta? Da, cred orice. Adică ce am văzut în astea două zile, mă bucur, într-un fel că am dinamitat un pic înțelegerea. Da, ai dinamitat și ai făcut un pas înaintea lor. George, îți mulțumesc mult că ai venit în seara asta, că ți-ai făcut timp. Știu că ești contra cronometru. O să vedem ce se întâmplă în ziua următoare. Dacă va fi cazul, te aștept aici să discutăm despre moțiunea de cenzură și despre guvernul Cîțu. Mai ales dacă o să cadă, că altfel e o plictiseală de moarte să scorojezi pereții. Mulțumesc mult pentru participarea în această seară. Am înțeles că sunt foarte dur ca realizator. Ce întâmplare, ne vedem luni seara. Până atunci vă spun ca de obicei, ținem aproape.